Salutare, fraților! Și bine m-am regăsit la un nou vlog. De data aceasta o să mă duc până în spatele blocului aici la mine. Sunt cu camera veche. Aia nouă care nu are o claritate proastă, dar putea să joacă imaginea. Mă duc până în spatele blocului, că vreau să vă arăt ceva. Îmi vorbesc începul că-s pe scară și nu vreau să deranjez oamenii. Vreau să vă... Mă duc până aici, în spate, să vă arăt ceva. Da. Mă duc până aici, în spate, văd să vă arăt eu imediat de ce o să mă duc, să vedem dacă nu-i cineva pe acolo. Vreau să-mi spuneți, de data aceasta am luat camera veche. Și asta, cu ce faină e asta? A fost de la ceva, de la un borcan, de la ceva, după cum se vede. Vreau să mă duc până aici, o să vă arăt ceva. Uitați, garajul ăsta demontat, de văd că o băga crengi pe aici. Vreau să mă bag în beciul ăsta, să vedem... Să vedem ce... Poate s-o băga boschetare pe aici. Uitați că aici e... Cam ce mizerie pe aici. Aici e spatele, aici e școala. O băga crengile astea, probabil să nu cadă cineva. Vreau să mă bag până de sub, dar nu scot crengile. Astea, este un șurub ruginit. Am luat și lanternă ăsta la mine, s-o am. Nu știu cum să fac să mă bag aici, că băgat ăștia crengile astea aici. Cred că scot una. Și nu aibă. O arunc ca boschetare, mizerie, deci. Asta e să văd cum fac să pun pe crengile și le pun înapoi. O să le bag înapoi, vreau să mă bag până aici, să vedem ce este. Dar văd că nu este scara, asta e beleaua. Nu este scara, da? Mă descurc eu cumva, dar nu cred că e nimica. Nu, vreau doar să mă uit, să explorez. Să văd cum arată înăuntru. Arată bine bieciul ăsta. Hai să vedem ce și cum. Să văd cum o să mă bag aici de sub. Ia să vedem noi. Să vedem dacă pot să mă bag aici. Crengile astea, după aia le pun înapoi, să nu... A, nu-i nimic, aici dar vreau doar să mă uit. Să vedem dacă... Nu vreau să fac gălăgit.
Ia să vedem. Bă, că e și bec aici. La întrebarea întrebătoare, mai poți să mai urc sus? Poți să urc. Nu știu așa am închideat. Să iau o lanternă puțin. Uite, bă, bec. Probabil are curent electric. Sau o fi avut. Bă, ce-i ala, bă? Mama mea! Bă, ești nebun? Cât spăianjă în aici, dar... S-a făcut spăianjă în albi. Ați mai văzut așa ceva? Mama mea, ce... Ia uitați ce ruginit aici. Mamă, ce creepy e aici. Eu n-am văzut în viața mea păianjă din ăsta alb. O fi înghețat sau așa e ea? Uite câte pânză de păianjă aici. Bă, ești nebun. Nu mi-e frică de păianjă, dar arată înfiorător. Asta iese de aici ca guma. Da, după cum vede, se vede că e ruginit. Nu, dar nu umblu, poate are curent electric și după aia dansez pe aici. Bă, dar ce... Vreau să văd cum arată aici asta. Vreau să mă duc mai încolo, dar spânzele astea de păianjă. Nu-mi plac păianjenii, nu mi-e frică de ei, dar nu-mi plac, pur și simplu. Nu-mi plac. Uite ce, se dărâmă așa aici. Da, cam asta. Asta am vrut să vă arăt, că am descoperit garajul ăsta. Mă gândeam să fac cu Pavel, să fac un vlog aici, dar nu aici înăuntru, ci în afară. Să văd acum dacă pot să mai ies din. Sper să nu se rupă țeaua asta. Eu sunt omul pe aia mea. Uba. E așa că acum e greu. Sper să nu se rupă prostia asta. Băi, dar ce? Gata, am reușit. Băiat, descurcăreați. Da, asta am vrut să vă arăt. Aici e bun de făcut experimente. Aici. Bun de făcut experimente. Băgăm crengele astea înapoi, cum erau aici. Uite așa. Probabil l-a pus să nu cadă cineva aici. Mai era o... Mai era aici o internetă din asta. O pun. Nu știu de ce o fi renunțat la garaj. Probabil... O scrisărămi aici garajele, că așa era vorba, să dărâmi să facă loc de parcare. O să iau placa asta, o să iau placa să o pun aici. Deci așa ca să... Dacă Doamne ferește, vine cineva pe aici, să nu cadă. Aici e bine să facem experimente, că nu o să fie cazul de experimente. Aici au mâncat boschetare sau cine o fi mâncat. Astea le iau că le bag la reciclare. În șurubul ăsta e bun. Hai că am venit cu ciordeala pe aici. Vorba vine, nu-i ciordeală. Da, fraților, asta am vrut să vă arăt.
garajul ăsta dezmembrat, ca să-i spunem așa, dar știți ce vreau să fac cu bidoanele astea? O să le pun... O să le pun uite așa, de jos împrejur. Dacă vine cineva, uite așa, să nu se lovească pe aici. Hai să pun eu punga asta, că oricum mă spăl pe mâini. Am mâncat, m-am boschetat pe aici. Văd că e o pungă de mâncare. O pun aici, uite așa cum era, la locul ei, dar nu prea mai este cu grea. Grea dată, dar nu mai pun mâna cu toate prostii. Așa. E, cam atât. Ce urât făcea mașina lui ăla. Șurubelele astea sunt mișto că eu le mai folosesc. Mai pun și-o pe colo, pe colo, ia să vedem aici. Uite asta. Ia uitați, asta de sus e bun. Am să nu vină cineva pe aici. Aia zice că fur. Nu atât. Asta e o sârmă. Nu am ce face cu ea. O las pe aici, poate. O să ne trebuiască la... Nu e experiment. Aici e bine de făcut experiment. E închis ca lumea. Mai ales că în vremea asta frumoasă ar merge de experiment. Nu știu de ce o demontat... Nu știu de ce o fi demontat garajul de aici. Îl vedeți? Nu știu de ce l-a demontat, dar... Da.